dimineața, dragii mei! Bine ați venit în Grădina cu Idei! Astăzi este duminică! Astăzi este duminică și vreau să fac un vlog. Vreau să vă arăt cum ne petrecem noi o zi de duminică în carantină. Așa, am avut ieri o tendință de a filma, să fac și ieri un vlog, dar m-am răzgândit. Am filmat puțin, am renunțat și am spus gata, astăzi fac pentru că nu trebuie să fac curățenie. Pentru că ei toți am făcut curat și mă gândesc când ești plictisit până deasupra capului de clipuri și despre curățenie. Dar nu credeți că scăpați așa ușor. De mâine m-am pus și făcut curat și mi-am propus să filmez așa câte puțin în fiecare zi și să adun tot într-un singur clip. Așa, acum Nicu mă ajută, adică Nicu îmi face o cafeluță. El e hărnișia într-o chipată. De ce spun că e hărnișia într-o chipată? Pentru că ei s-o trezit cu noaptea în cap astăzi și au pus deja la cuptor o rețetă, dar o rețetă pe care o să vă arăt într-un film separat. Da? Știți cum gătește el așa cu pasiune și cu dragoste, iar noi mâncăm tot cu pasiune, tot ce face el, așa că o să pun rețeta asta, o să pun într-un clip special, acum oricum e la cuptor. Cafeluța mea e gata, mă apuc să beau cafeaua, așa, și după ce mai vedem ce mai facem, adică să vedem cum se desfășoară ziua de astăzi. Planuri prea mari nu avem, ce planuri așa importante putem să avem stând în casă, decât stăm așa și noi. Și mai nu uităm la televizor, când mi-am pus aseară, mi-am instalat Netflix, așa că o să urmărim comedii la grămadă. Ok, beau cafeaua și apoi mai vedem ce mai facem. Cred că am spus prea mult. E, bă, dulce. S-am făcut-o deja cu dulceață. A, da, ai pus cu dulceață, ai făcut-o? Hai de mine. Înseamnă că nu mi-ai pun zahăr, dacă ai făcut-o așa dulce, îți dai seama. Păi da, hai să văd cum e. E bună, e bună, bună. Dragii noștri, am ieșit un pic afară, cred că o să stăm 10 minute, un sfert de oră în curtea blocului, ca să ne bucurăm și noi de soare, cât mai este, că de mâine am înțeles să schimbă vremea și să ne oxigenăm un pic inteligențele. Am ieșit numai eu cu copiii afară și ne bucurăm de toate cele. Vă arăt peisajul de aici, e superb, se vede că oamenii stau mai mult în casă și nu au timp să distrugă frumusețea asta a primăverii. Vă arăt imediat toate frumusețele de aici, din curtea blocului nostru. Ia uitați, plin de flori, de păpădii. E superb. N-am crezut că am să ajung vreodată să mă bucur așa de tare de toate chestiile astea, de florile astea, care practic ele sunt tot timpul anului, dar acum parcă mă bucur și mai mult de ele. Uitați celelalte două păpădii, celelalte două floricele, i-am scos un pic la aer. Știți că nu trebuie să vă așezați pe bancă. Suntem foarte prevăzători. Nu e că e vorba de panică, dar e vorba mai degrabă să fim prevăzători și să nu riscăm diverse lucruri. Așa de multe lucruri se aud în ziua de astăzi, încât e frică să mai ieși pe ușa casei. Oamenii stau la balcon, toți stau în casă. Găinii, da? Dar tu știi ce interesant e așa să vezi acum, după atâta timp de stat în casă, mi s-a părut că parcă eram pe altă planetă afară. Bună rețetă, dar planetă să mai ții mai mult timp în casă. Crezi tu că m-am mai prins? Dacă dau drumul ăștia, dispare coronavirusul, știi cum? Numai pe afară mă găsit.
L-a spălat pe mâini copiii acum. Gata, ne-am plimbat, ne-am luat o gură de aer, la propriu o gură de aer, pentru că mai mult nu ne-am permis, așa că acum am apuc de făcut clătite. Dacă Nicu a gătit dimineața și a făcut o dita mai fripturica, pe care o să vă arăt eu într-o rețetă următoare, într-un film următor, eu mă apuc acum de făcut clătite, deci nimic foarte complicat și o să vă arăt ingredientele pe care le folosesc, deci cred că nu există persoană pe planeta Pământ care să nu știe să facă clătite. Singurul ingredient divers pe care eu îl folosesc este apa minerală, deci nu folosesc lapte, doar folosesc apă minerală, așa că vă arăt ingredientele și cum fac compoziția, apoi mă apuc să le coc și asta e toată povestea. Da, astea sunt ingredientele, le-am pus aici, le-am răsfirat pe masă. Nicu a venit așa cu o precizare și a zis că asta nu e toată povestea, adică povestea e aia care și când le mâncăm. Hai, o să fac, cred că, un munte de clătite ca să ne putem sătura, că da, după aceea ne așezăm la televizor și urmărim un filmuleț pe Netflix. Deci ingredientele, aparte de castron, de care inevitabil avem nevoie, și un tel din asta, ca să amestec bine ingredientele, am ouă, ouăle scamici, de obicei eu folosesc două, dar astea fiind așa mititele o să folosesc trei, zahăr aici, făină, un limpic de ulei, o esență de lămâie și apa minerală. Nu o să o pun pe toată, vă dați seama că o să-mi iasă la clătite, o să mănânc tot anul dacă pun toată apa, dar cu apă minerală voi face și vă recomand, dacă vreți să vă iasă, să aveți siguranța că vă ies clătitele, folosiți apă minerală, că astea nici devină loc de lapte, da, și astea ies mai, cu apă minerală, ies mai elastice, le puteți modela mai ușor și nici nu se prind. Dacă puneți o linguriță, două de ulei în compoziție, sigur nu se prind de tigaie. Așa că tot ce vedeți aici le voi face, arunca acolo un lighean, castron, și mă apuc să le fac. Nu vă mai arăt procedeul pentru că vă imaginați cum are loc. Poate că o să vă arăt când le pun în tigaie, pentru că și acolo am eu o șmecherie. Da, gata, am luat-o. Eu o leacă ca o smântână așa un pic mai groasă. Vreau să vă spun că am mai adăugat, ce am mai pus aici, sare. Am uitat să vă prezint sarea când am prezentat ingredientele, dar nu era nevoie să vă mai spun că știți că trebuie pusă sare. Am dulceață de căpșun și de cireșe, nu știu de cu care, sau le fac pe amândouă, ce zici? Și de unul de altă, da, pentru că, da, știu că ție nu-ți place asta cu căpșuni. Nu-ți place. Nu-mi place. Prefer pe asta de cireșe. Așa, ia uitați câtă apă am pus, aici un pic mai, cam jumate, că dacă ne gândim că aici e așa mai îngustă sticla, cred că cam jumate de sticlă am pus. Da, și am mai adăugat câteva lingurițe de ulei aici în compoziție, ca să nu se prindă de tavă, de tigaie. Tigaie o am aici pusă, pregătesc special pentru clătitea asta, așa, o să o ung cu un pic de ulei, las să încingă bine și apoi dau drumul la clătite înainte. Dacă abia aștept să te ajut să mănânc. Da. Așa, da, bine, asta o să fie un ajutor general, cred că. O să ai mai multe ajutoare. Da, da, da. Că asta este artistic. Ia să vedeți voi ce clătită interesantă se iasă. Asta este perfectă. Asta e clătita perfectă. Oricum, totdeauna prima nu ți iasă chiar din prima. Asta, aia e de probă. Da, asta nu ieșit pentru că era cam gros și l-am grasă și compoziția. Știi? E bună. Să văd dacă pot să o întorc. Știi tu? Coacă. Vedeți, nu se lipește deloc, pentru că am uns bine tigaia cu ulei și are și în interior ulei. Nu, am suflat-o eu cu ai ulei. Făcut-o, da, ai făcut-o o magie. Iată. Like, încă nu e complet. Poate mă dau de fac de râs acum. M-am lăudat eu mare maestru în alte clătite. Aha. Oare să încerc? Hai, hai. Nu mai lăsă o leacă. Nu mai lăsă o leacă, n-am curaj. Ai curaj, curaj. N-am curaj acum, stai așa. Deci e prima o... Ia. Ia.
Adică eram de aproape, data viitoare mi iese. Data viitoare mi iese, ia-s. Uite, uitați-vă voi ce... și artistică e, ce frumoasă e clătita asta. Trebuie să o fac mai tare totuși. Data viitoare încerc și ai să vezi că mi iese. Ia să mai încerc eu o dată să văd dacă îmi sare, dacă îmi sare clătita. Ia să vedem noi acum proba finală. Dacă sare, mă declar maestră șefă în clătitelor. Clătităreasă șefă mă declar dacă sare. Vedem. Așa. O descântăm acum. Ia. Hei! V-ați prins, am exersat până acum, de asta nu e ieșit, nu? Dragii mei, gata sunt clătitele. Am ieșit vreo 16 clătite, deci destul de multe. Am folosit doar gem de cireșe. Pe alalt nu l-am mai deschis, așa că acum o să fac strigare să vedeți cum apar cu toții valvârtej. Băi, cine vrea clătite? La clătite, înainte. La clătite înainte, la corona înapoi. La clătite înainte. Primul a apărut, stați așa, că apar și restul poporului. Apar și restul poporului. Băi, să știți că eu mănânc toate clătitele. S-a mânat de lemani. Adista, am jucat la Minecraft cu Alex. Oh, mă duc să-i spun că facem clătite. Dar le-a dat tot din serva de pe portul. A, să-i le duci acolo? Se. A, nu ți-a spus, mă. Asta-i. A, bine. Du-i dincolo, dacă stă de vorba. Da, dacă tot e duminică, așa că să stăm puțin la calculator. Vreau să vă arăt ce canale, ce site-uri am descoperit zilele astea și cu ce mai clătesc eu ochii. Vă știți că eu sunt mare iubitoare de vintage, am descoperit un canal cu reviste și cărți vechi pe care le putem răsfoi. O să vă arăt și vouă despre ce e vorba. Și bineînțeles, v-am spus că ne-am instalat Netflix-ul, așa că mai după amiază probabil o să ne uităm la o comedie. Ok, dragii mei, acesta este site-ul. Acesta este site-ul de care eu sunt tare mândră că l-am descoperit. Fac un zoom ca să vă arăt mai bine cum se numește, care este adresa. Envision the Past se cheamă. Este un site, o adresă, dacă vreți, unde puteți găsi cărți foarte vechi și reviste la fel vechi. Avantajul este că le puteți răsfoi gratuit. Da? Pe mine m-a atras foarte mult, știți că mie îmi plac foarte mult cărțile vechi, în special revistele, și vreau să vă arăt cum funcționează toată treaba. Acest site este legat la o altă adresă destul de cunoscută și vreau să vă arăt că are și mai multe categorii. Observați, aici sunt diverse categorii, arhitectură, artă, muzică, de asemenea este și food, mâncare, food and drink, hobby, home, DIY, diverse categorii din astea pe care le puteți alege. Astea sunt mai accesibile, astea după cum vedeți, după titlu par a fi un pic mai complicate, mai greoaie, să zicem așa. Și vreau să intrăm așa pe exemplu aici la categoria food and drink. Alegeți de aici ce vă interesează, cookbook, de exemplu, cărți de bucate, și găsiți cărți foarte vechi, din, știu, pe la 1900 și ceva, 1800 și ceva. Cărțile astea sunt dispuse așa pe categorii, diverse categorii, cooking, collection, kitchen sau meat de, cu carne sau, mă rog, diverse alte categorii. De exemplu, alegem o variantă, ia să vedem asta, cooking collection, meat, probabil carne, 90 de cărți, zice că sunt aici, de diferite perioade, deci diferiți ani. Unele dintre ele sunt niște cărți chiar de-a dreptul vechi. Așa, ia să vedem prima care am, clicăm pe prima. Și acest site este colegat cu site-ul de la Internet Archive. O bibliotecă virtuală foarte cunoscută, așa, și aici puteți să împrumutați cărțile, da? Sau și să le și răsfoiți în același timp. Aici, de exemplu, zice că putem să închiriem cartea asta cumva pentru 14 zile.
dăm click aici, cartea, așa, și după ce am dat click putem să răsfoim cartea. Vedeți că are și aici 2000 de rețete favorite. Aici putem, când nu mai vrem să citim cartea, deci am terminat-o, să o răsfoim, o returnăm și intră înapoi în biblioteca virtuală. De asemenea, putem să o și, să o și descărcăm în format PDF. Așa, și putem să o răsfoim puțin aici. Eu sunt înnebunită după astfel de cărți. Cine cunoaște foarte bine limba engleză poate să fie de un real folos. Așa. Observați, este foarte bine ilustrată, în stilul anilor respective, că nu știu din ce an era cartea asta, dar oricum să știți că sunt foarte multe informații, informații destul de utile, care ne ajută, chiar dacă, mă rog, cartea este din timpuri străvechi, este foarte utilă și în timpurile astea moderne. Dragii mei, că tot vine vorba de inspirație sau de descoperiri, mai bine zis, vreau să vă spun că am descoperit de curând o chestie foarte interesantă. Așa, dar înainte de asta vreau să vă spun că vă știți că acum câteva clipuri în urmă am postat obiecte terminate și reciclate. Și vă arătăm acolo cum reciclam eu câteva tricouri care nu ne mai foloseau, adică că erau de aruncat practic, și tot răscolind eu internetul, că n-ai duminică și putem face altceva, am descoperit o chestie foarte interesantă de a recicla tricourile. Așa că am tot răscolit prin șifoniere, știam sigur că mai am tricouri care nu sunt utilizabile și le-am scos la iveară și m-am apucat de treabă. Vreau să vă arăt și vouă ce am descoperit, sper să vă placă, sper să vă inspire și pe voi, pentru că la urmă e o chestie foarte ușoară, foarte interesant de făcut și e bun și pentru copii. Faceți chestia asta împreună cu copiii să vedeți cum trece timpul, cum zboară. E o chestie utilă care învață foarte mult și le și pune imaginația în mișcare. Le dezvoltă îndemânarea, dacă vreți. Haideți să vă arăt ce am găsit eu și să lucrăm împreună. Acum sper să și iasă toată treaba asta, adică să nu mă laud eu de pomană aici, dar cred că iese, pentru că materialele sunt rudimentare, materialele de care avem nevoie. Haideți să mai lungeți vorba, vă arăt imediat despre ce e vorba. Ok, o să vedeți acum un pic de umbră pentru că filmez în bucătărie și lumina aprinsă afară cam se întunecă de acum. Aveți nevoie de o bucată de carton. Eu am un carton așa un pic mai dur, mai sapăn, dacă vreți. Puteți găsi și o bucată de placaj mai moale, care să puteți modela voi. Observați că am trasat eu niște linii, așa cam la un centimetru distanță și am crestat cumva cartonul ăsta pe margini, din centimetru în centimetru. Observați și în partea asta, așa. Și mai aveți nevoie și de niște ață, de care veți voi, nu știu, albă, neagră, toate culori. Eu am găsit-o pe asta la îndemână. Și, tricouri. Aveți nevoie și de tricouri, care nu vă mai trebuiesc. Eu am, ia uitați, mi-am găsit ăsta și am mai decupat înainte, am făcut așa fâșii din astea, cam de 2 cm. Da? Acum eu o să urmeze să tai acest, să-l nimicesc, să-l distrug acest tricou și apoi ne apucăm de treabă și vă arăt cam ce trebuie să faceți. Ok, am terminat de observați câte fâșii am făcut, așa, și acum urmează să vă arăt cum ansamblez asta, cartonul ăsta. Procedeul este foarte simplu, trebuie să aveți o ață un pic mai dură, mai rezistentă, nu știu asta mea cât e rezistentă, dar încercăm. Încercarea moarte n-are, știți cum se spune, nu? Așa că vom începe de la prima despicătură de aici, așa. Mergem în partea asta, la altă, se vede? Vedeți că vedeți, da? Apoi întoarcem pe aici. Așa. Se observă, da? Întoarcem înapoi. Așa. Vă spuneam că trebuie un carton un pic mai dur, mai rezistent. Mergem înapoi aici. Thank you.
cartonul meu arată așa, după cum vedeți aici mi s-a rupt, că am tras prea tare de ață, dar dacă voi folosiți o ață mai rezistentă, perfect. Așa, și am terminat, aici pe partea asta am legat-o, am prelungit un pic ața și acum urmează operațiunea propriu-zisă. Vom lua fiecare bandă din asta și o vom trece printre aceste fire. De fapt, dacă vreți, e ca un fel de război de țesut, mai rudimentar și puteți să lucrați împreună cu copiii. Eventual, dacă aveți copii mici, puteți să le tăiați voi fâșiile astea de ață. Așa, de ață, fâșiile din tricou de ață. Așa. Și operațiunea este foarte simplă. Ceva de genul ăsta funcționează și evident că următoarea fâșie o să o punem invers și vă imaginați cum are loc, exact ca la un război de țesut. Și puteți să vă alegeți placajul, cartonul, cât de mare doriți, în funcție de ce vreți voi să faceți. Bineînțeles că poate face și așa, nu ne-am apărat, să avem. Am folosit agrafa asta când mă gândeam că mă ajută mai mult, dar putem și cu mâna foarte bine să facem operațiunea. Da? Și o punem exact aici în capăt. Exact așa. Ok. Acum vom folosi o altă bandă. De data asta vom face invers. Așa. Observați aici, am făcut așa. Observați diferența. Și procedăm la fel cu toate, până când ajungem în capătul opus, în partea opusă a cartonului. Pentru prima încercare, eu zic că a ieșit ceva. Dacă ar mai fi să mai am de lucrat pe undeva, cred că aici, la franjuri ăștia, nu prea îmi place mie cum au ieșit, dar ideea este bună și materialele sunt, așa cum vă spuneam, rudimentare. E o modalitate foarte bună de a vă petrece, știu eu, cam o oră, tot țesând aici cu bucățile astea de pânză, de bumbac din tricou. Eu mai am acolo câteva, vă observați că nu le-am folosit pe toate. Dacă ar fi să vă dau un sfat și dacă vreți să încercați această variantă, v-aș spune așa, alegeți-vă o bucată de carton un pic mai dură, asta care o am eu nu e așa de dură, observați că am făcut o leacă de fatica, m-am chinuit, pardon, un pic cu marginile astea, pentru că era destul de moale. Dacă aveți un placaj pe care să-l
crestați așa pe margine ar fi perfect. V-aș mai sfătui să folosiți o ață mai dură, care nu se rupe, pentru că la mine s-a rupt la un moment dat și a trebuit să o înnod, dar am mers mai departe cu lucru pentru că n-am vrut să abandonez ideea. Și încă un lucru foarte important, când tăiați fâșii de pânză, de bumbac din tricor, tăiați un pic mai groasă pentru că veți umple mult mai repede toată țesătura. Așa. Eu zic că, na, a ieșit destul de bine, o să mai încerc. Ce puteți face cu astea? Puteți face suporturi pentru vasele fierbinți. De exemplu, aveți vase fierbinte, puteți să faceți, să le puneți, mă rog, pe masă, pe suprafețele mai sensibile. De desubt puteți să-i puneți, aplicați o bucată de plastic sau mai știu eu. Puteți să o folosiți, să faceți una mai mare, să faceți ca o față de pernă. Sunt diverse idei. Pe mine m-a încântat foarte mult această variantă. Am încercat, asta este prima încercare, dar cu siguranță voi mai face și alte. Așa că, na, dacă vă place, spuneți-mi ce părere aveți despre această idee. Deci dacă aveți și alte idei de reutilizare a textilelor. Pentru... Dragii mei, asta a fost clipul de astăzi. A fost o zi așa cu diverse, o zi de duminică relaxantă în care n-am avut nimic altceva de făcut decât de pierdut timpul. Ba la calculator, ba la televizor, ba cu șmecheriile astea de... țesătoare, dacă vreți, am fost și clătitare asta, dar și țesătoare, așa că mi-am arogat două meserii extraordinare într-o zi de duminică. Cu alte cuvinte, asta a fost duminica noastră în carantină, după care cred că vor mai urma și alte zile, alte duminici în carantină, până când se hotărăște Mr. Coronavirus să-și ia tălpășița și să plece în lumea lui și să ne lase în pace. Eu vă îmbrățișez cu mare, mare drag, vă mulțumesc din tot sufletul că ați rămas alături de noi și nu uitați că ne vedem cât de curând la următorul clip. V-am pupat, dragilor!